Luni, în data de 20 mai, între orele 8-16, se va executa o conectare de conducte pe strada Avram Imbrone. De asemenea, în zilele următoare se va efectua spălarea rețelei de distribuție și a rezervelor de înmagazinare în mai multe localități. Pe durata lucrărilor, pe 20 mai, între orele 9-14, se va opri apa în Nitzschiedorf, iar pe 21 mai, în același interval orar, presiunea va fi scăzută în Nitzschiedorf și Șipet. Pe 22 mai, între orele 9-14, se va opri apa în Blajova. În același interval orar, presiunea va fi scăzută în Blajova, iar în perioada 20-24 mai, zilnic, între orele 9-17, se va opri apa în Liebling. Lucrările de spălare urmăresc să asigure o calitate corespunzătoare a apei potabile și sunt o parte a activității desfășurate de Aquatim în cadrul mentenanței preventive a rețelelor de distribuție. Reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Deoarece această perturbare va fi de scurtă durată, cetățenii sunt rugați să nu folosească apa în scopuri menajere până la limpezirea completă.